Sunt Sergiu Timar și voi comenta această partidă alături de analistul de top al PES România, Geo Ciungălan. Salut, Sergiule! Anticipez un meci echilibrat, dar în același timp spectaculos. În această partidă se înfruntă Rapid București și Petrolul Ploiești. A trimis mingea în față. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. A gândit bine. Ce ușor a pierdut posesia. O alunecare întârziată. Fază ușoară pentru arbitru. E faulit. Nemanja Milisljasević. Centrează bine. S-a apărat bine, e out. Nu asta a vrut să facă. Se anunță un contraatac furibund. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. A pasat cam neglijent. Younes Hamza. Balonul iese în afara terenului. Centrează bine. Chiar slăbuț a pasat. Da din prima. Cât de aproape. A fost o fază care promitea mai mult. Cel puțin au amenințat poarta. Acest gen de faze ar trebui să apară mai des în jocul echipei. E gata să tragă! Trimite puternic! Nu au nicio șansă cu asemenea șuturi! Au trecut 30 de minute din această primă repriză. Sesinia a greșit acum. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Se duce bine mingea. Gol! Marchează din centrare! Și rapidiștii au spart gheața. Centrarea a fost perfectă. Nu avea cum să nu înscrie. Ce determinat a atacat această minge. A fost convins că va înscrie la această fază. Așadar, meciul reîncepe de la 1-0. E un jucător pe care se poate baza. Are o execuție fantastică. L-am mai văzut marcând cu astfel de execuții. Pasează bine în flanc. Cât de bine a lovit mingea. Foarte bună încercarea, dar atât. Chiar a șutat bine, dar cred că doar ghinionul a făcut ca această minge să nu prindă cadrul porții. Sesinia. A îndepărtat pericolul. Arbitrul a fluierat finalul primei reprize. Fanii sunt în extaz după această reușită. Să vedem dacă jucătorii vor fi în stare să mențină acest scor. Diferența dintre echipe este de doar un gol. Sunt curios dacă această repriză va fi la fel de spectaculoasă ca prima. Rapid București și Petrolul Ploiești. Obstrucție clară, arbitrul acordă lovitură liberă. Primește Sony. Lasina Traore. Nemanja Milisljasević. Bună preluarea.
Ar putea trage la poartă! S-a precipitat. Trebuia să fie mai hotărât. Bună preluarea! A trecut o oră de joc. Poate fi periculoasă această minge. Ocazie mare! Wow! A trecut razant cu stâlpul din stânga! A fost un efort grozav din partea jucătorului. Se vede că are calitatea tehnică necesară ca să scoată adversarii din joc. Dacă ar fi la fel de priceput și la șuturi... Sebastian Cojocneanu. Ce pasă inteligentă! Mare atenție! Au șansa unui contraatac fulger. Pasează pe culoar. Construiesc bine această fază. Și șutează! Ocazie bună, dar irosită. Ai, ce șansă au avut aici să se distanțeze! Pot ieși pe contraatac. Mai are forță pentru un șut. Oh, ce gol! Finalizare de milioane! Ce moment important pentru Petrolul! În acest duel 1-1, portarul n-a avut nicio șansă. Când scapi 1-1 cu portarul, nu ai voie să fii indecis. Dar el e calm și a trimis cu sânge rece. Așa se face. Partida reîncepe, iar scorul este egal. Și Felipe Teixeira. La Sina Traore, care a înscris în două meciuri la rând. Ocazie mare! Reamingea gol! Să fie asta șansa lor! Superb golul! Jucătorii au lucrat perfect această fază! Ei bine, după acest gol pot să spun că asistăm la un fotbal de calitate. Jucătorii joacă cu pasiune, cu determinare, muncesc enorm. E un spectacol. A marcat o grămadă de goluri în acest meci. Rapid București are un avans sensibil de un gol. E un tehnician remarcabil, un adevărat magician când are mingea la picior. Sony Mustivar joacă mingea în față. O pasă pe culoar spre atacant. Pasează în adâncime. Și centrează. Arbitrul a fluierat. E o victorie chinuită, venită în urma acelui gol ciudat. Dar victoria e victorie! Joacă un fotbal venit parcă din altă lume. Nici o echipă nu se poate repune cu acest... Toate te pun la încercare. E lung drumul de la vis la realizare. Și tot ce faci are un semn de...